Firma care a câștigat licitația pentru reabilitarea cazinoului din Mamaia așteaptă eliberarea acordului de mediu pentru demararea lucrărilor. Imobilul a fost construit între 1934 și 1935 cu destinația de cazare și alimentație publică. Cazinoul din Mamaia va fi reabilitat urmând a fi păstrat stilul arhitectural, mai ales că acesta este inclus în lista monumentelor istorice. Proiectul de renovare va fi discutat în ședința de joi a Agenției pentru Protecția Mediului Constanța pentru obținerea acordului de mediu. Firmei care administrează și exploatează imobilul i-a fost deja eliberat certificat de urbanism pentru această investiție încă din luna februarie anului curent. Aceasta va menține destinațiile existente ale ansamblului cazare și servicii alimentație publică la parterul corpurilor perpendiculare cabinelor și în pavilionul central al cazinoului. Cazinoul din Mamaia în configurația arhitecturală actuală a fost realizat în anii 1934-1935 de către arhitectul Victor G.H. Ștefănescu. În prezent, pe amplasament sunt prezente două construcții principale legate printr-un portic ce permite accesul în piațeta cazino. Obiectul proiectului Clubo Galactic îl reprezintă realizarea de lucrări de reabilitare și renovare, precum și amenajări exterioare, la corpul care adăpostește mini-hotelul și spațiile comerciale și de alimentație publică, precum și lucrări de igienizare și zugrăveli la pavilionul central și amenajarea teraselor adiacente amplasate pe latura vestică a acestuia spre promenadă. Potrivit memoriului de prezentare depus de APM Constanța, va fi reabilitat porticul amplasat la parterul mini-hotelului și se vor executa lucrări de desfacere zidărie la nivelul parterului, în partea de nord și de sud a imobilului, pentru realizarea de accesuri la corpurile laterale prin arcade. În zona accesului principal în mini-hotel amplasat spre promenadă se vor dezafecta toate construcțiile ușoare și inestetice existente și se vor reabilita treptele, parapeții și jardinierele. Se vor executa și recompartimentări interioare la nivelul parterului și etajului în vederea ridicării gradului de confort al spațiilor de cazare și suplimentarea grupurilor sanitare destinate clienților. Pentru a reface imaginea inițială a cazinoului, lucrările de amenajări exterioare vor păstra configurația originală, spații verzi, fântână decorativă, doi stâlpi de iluminat, precum și cromatica, dale pătrate alb și negru. Terasele vor rămâne descoperite, iar acestea vor fi mobilate cu obiecte adecvate și umbrele de soare.